Adevăr, uh, oriunde uh, și-a propus să, să fie, și reușit. Patru ani de mandat uh, de primar, scuzați mă două de președinte al Consiliului Ștețean și, nu în ultimul rând, un mandat de, de deputat. Nu e o carieră de aici, de acolo, sau nu sunt foarte mulți cei care se pot uh, lăuda cu, cu acest uh, lucru. Nu în ultimul rând, vreau să felicit întreaga echipă, așa cum au făcut-o toți cei care au orcat aici pe scenă, pentru că. Cred că din 2004, dacă informațiile mele sunt corecte, PSD aici la călărași și n-a mai reușit să bifeze atât primăria cât și Consiliul Județean. Sunt două victorii extrem de importante pentru partidul nostru la nivelul organizației dumneavoastră. Lucrul acesta spune că, într-adevăr, echipa pe care domnul Iliuț a reușit să o facă aici, la, la călărași, este una extrem de, de consistentă. Sunt sigur că n-a fost deloc ușor să aduceți alături de dumneavoastră un număr consistent de oameni care să creadă în proiectul dumneavoastră și în tot ceea ce vă propuneți. Și într-adevăr această echipă cu domnul Dulce la primăria municipiului Călăraș și cu dumnealui la președinția Consiliului Județean a fost una extrem de câștigătoare. Nu rămâne decât să-i felicit. Să le urez succes în tot ceea ce și-au propus. Noi am notat acel procent de 70%. Sper din tot sufletul să fie și unul cât se poate de realizabil, pentru că nu e de aici, de acolo, credeți-mă pe cuvânt, să reușești să, măcar să depășești 50%, dar eu sper din tot sufletul ca scorul să fie unul cât se poate de real. Felicitări pe mai departe, domnule președinte.